Dar ne-am bucurat cu toții să îl revedem pe Părintele Stareț Sofian în 1996. M-am spovedit 11 ani la Sfinția sa. A fost un dar extraordinar de la Dumnezeu. Și spre sfârșitul vieții, Părintele mi-a dat ascultare să fac această carte, ce se lansează în seara aceasta. Și eu aveam în minte să fac o astfel de carte, însă Părintele mi-a spus primul să mă ocup să fac o carte cu aceste cuvinte care le-a adresat în special tinerilor în anii 90. O mărturie importantă în legătură cu mine este faptul că în cele mai grele momente ale vieții mele din punct de vedere sufletesc, Părintele m-a ajutat foarte clar. A fost foarte clar ajutorul lui. Evident. Și mă refer și atunci când trăia Părintele, dar și după ce a părăsit această lume. Bine, poate să fie și această legătură, fiindcă m-am spovedit mulți ani la Părintele, însă sunt destule persoane și care nu s-au spovedit la Părinte Sofian. Din ce am văzut, din ce am discutat, și care spun că atunci când merg la mormântul Părintele Sofian, prin putere, dobândesc o stare de pace și așa mai departe. Eu am dobândit chiar mai mult, așa spune, decât atât, când eram în momentul acela foarte dificil, s-a luminat așa, într-o dată totul, a căpătat sens. Aceasta ar fi o mărturie. După aceea, aș vrea să spun că ce mi se pare foarte important la Părintele Sofian este această trăire autentică în Duhul lui Hristos, de care avem foarte mare nevoie în ziua de astăzi. Spune Sfântul Apostol Pavel, dacă nu suntem în Duhul lui Hristos, nu suntem mai lui Hristos. Problemă foarte importantă care ne vom confrunta în viitor noi ortodoxi, va fi tocmai aceasta. Să știm ce este acest Duh al lui Hristos, cât de cât să-L intuim, cum, pe ce direcție să mergem pentru a dobândi acest Duh al lui Hristos. Și am să dau un citat din cartea aceasta care, la care am lucrat. Este cartea, se numește Smerenia și Dragostea în sfârșiturile trăirii ortodoxe. Este a treia ediție. A doua ediție a apărut în 2002, chiar cu câteva luni înainte de a muri Părintele Sofian. S-a bucurat foarte mult să o vadă. Acum, în această a treia ediție, am adăugat niște texte noi, poze, mărturii inedite, foarte frumoase despre Părintele Sofian. Și aș vrea să dau câteva citate din aceste texte noi. Poate textele vechi le mai știți. Textele vechi sunt multe dialoguri între tineri și Părintele Sofian. Tinerii adresează întrebări, sunt lucruri foarte frumoase, foarte antrenante. Și fiindcă am vorbit de această trăire autentică în Duhul lui Hristos, ce este această trăire autentică în Duhul lui Hristos? Eu doar vreau să vă citesc câteva fragmente dintr-un text publicat acum pentru prima dată în această carte. Este un cuvânt adresat de Părintele Sofian unui grup de studenți în 1993, în care le-a vorbit despre rugul aprins și despre rugăciunea inimii. Spune așa Părintele: nu lăsa să-ți fugă mintea în toate părțile. Roagă-te cu Doamne Iisuse. Și încet, încet se va face un vad, o cărare de lumină între minte și inimă. Și vei simți această mare pace și bucurie lăuntrică. Folosul acestei rugăciuni este cu adevărat foarte mare. Se grupează în jurul ființei celui care se roagă tot acest cosmos, care ne înconjoară, iar credinciosul îl privește cu bunătate, cu liniște, cu dragoste. Practicați-o și veți simți folosul ei. Să dea Dumnezeu ca țara întreagă să fie un rug aprins de rugăciune. Iată un text reprezentativ pentru ce înseamnă a trăi în Duhul lui Hristos. Și în altă parte, Părintele ne spune că nu putem înainta în viața duhovnicească, în cunoașterea lui Dumnezeu, în apropierea de Dumnezeu și în apropierea de noi înșine,
dacă nu ne străduim să iubim. Uneori spune așa Părintele, uneori ne purtăm față de Dumnezeu ca și cum ar fi obligat să ne ajute, călcându-și propria poruncă, iubirea. Nu putem înaintea duhovnicește dacă nu ne străduim a împlini porunca de a ne iubi unii pe alții. La Dumnezeu nu se vine poruncindu-i cu mânie, ca unei slugi, ci se vine cu umilință și cu lacrimi. Și aș mai da și un... sunt multe citate care se pot da pentru a înțelege ce înseamnă această trăire autentică în Duhul lui Hristos. Spune la un moment dat Părintele, în această carte un text foarte scurt, o mărturie a Părintelui despre viața la care a dus-o când a fost întemnițat. Știți că el a fost arestat odată cu grupul de la Mișcarea Rugul Aprins și în această carte publicăm și mandatul de arestare pentru Părintele Sofian. Părintele foarte greu vorbea ceva despre experiența sa din închisoare. Conferința care ați văzut-o la început, deci este din 1996, o conferință organizată de Ascort București, s-ar putea să fie prima conferință publică în care Părintele Sofian spune ceva cât de cât despre viața de închisoare. Eu mi-aduc aminte că am mers după aceea în audiență la Părintele Patriarh Teoptist și era foarte bucuros, așa, radiat de bucurie, spunea: măi, nu-mi vine să cred că a vrut să vorbească Părinte Sofian ceva despre experiența din închisoare, că el nu vrea să spună nimic despre asta. Este pe un DVD, pe DVD-ul care este atașat la carte, această conferință, este subtitrată în engleză pentru a se putea bucura de ea și cei care nu știu limba română. Așa, și vreau să vă dau iarăși un citat din acest text despre închisoare, despre viața din închisoare. Spune Părintele Sofian, mă gândeam că poate dacă eu aș fi mai bun, nici ei n-ar mai fi fost atât de răi. Așadar și eu eram vinovat pentru răutatea lor. Când cugetam în acest fel, nu mai simțeam pic de revoltă în inimă. Iertam pe toți și mă puteam ruga pentru ei. Aproape că nu mai simțeam suferința pe care mi-o pricinuiau. Vă spun drept că atunci când puteam să fac toate acestea și să mă gândesc la păcatele mele, simțeam în inimă o bucurie așa de mare și o pace și o bogăție de iubire, că parcă zburam, deși eram în pușcărie. Și un ultim citat pe care l-aș da. În carte publicăm tot un text inedit, o rugăciune a Părintelui Sofian către Sfântul Ioan Botezătorul. Și alăturat este și chiar textul pe înscris de mâna Părintelui această rugăciune. Să vedem cum se ruga Părintele Sofian la Sfântul Ioan Botezătorul. Roagă-te lui Dumnezeu, Sfinte Ioane, pentru părinții care n-au copii și pentru copiii fără părinți, pentru mamele doritoare de copii și pentru cele care își urăsc copiii, pentru cele care nu știu să-și crească copiii în frica de Dumnezeu și pentru cele care își blesteamă copiii, pentru părinții care își mintesc copiii prin viața lor urâtă și pentru mamele care își ucid copiii. Roagă-te, Sfinte Ioan Botezătorul, și pentru văduve și pentru orfan. Roagă-te, Sfinte, și pentru sufletele noastre. Sfinte Ioane, roagă-te, Mântuitorul nostru, să ierte nedreptățile noastre, să mângâie inimile noastre, să sporească credința, nădejdea și dragostea noastră, să înmulțească curajul nostru. Să alunge frica de la noi și să picure în sufletele noastre mai multă lumină, dragoste, înțelepciune, bucurie de viață sfântă, tot de Dumnezeu, milă față de oameni și grijă pentru mântuire. Această trăire autentică în Duhul lui Hristos, de care avem foarte mare nevoie, eu cred că toate crizele în viața noastră ortodoxă apar de la faptul că nici măcar nu avem o intuiție așa cam ce ar însemna trăirea în Duhul lui Hristos și ce ar însemna Duhul Ortodoxiei în cele din urmă. Sau nu ne străduim îndeajuns să mergem pe această direcție a Marilor Sfinți ai Bisericii, care vedem că au dobândit rugăciunea inimilor. Știm foarte limpede că acest dar al rugăciunii inimii nu se dă decât acelora care merg în profunzime, în apropierea lor de Dumnezeu, de Maica Domnului, chiar dobândesc smerenia și dragostea, fiindcă acesta este și titlul cărții. Și aș mai da din carte doar o mărturie despre
părintele Sofian, în care o femeie povestește cum, printr-o rugăciune a părintelui, a fost vindecată. Exact cum se spune în Sfânta Evanghelie, cum Mântuitorul a vindecat o femeie bolnavă. Spune credincioasa aceasta: la mănăstirea antică, arhimandritul Sofian a făcut să-mi înceteze imediat o grea suferință printr-o rugăciune fierbinte, după săvârșirea Sfintei Liturghii a treia zi de Paști. Când era plin de Harul Sfântului Duh, am simțit cum pătrunde în mine puterea Harului, o energie străină de ființa mea, ca un curent electric. Mai târziu, Părintele m-a ajutat necontenit prin blândețea, bunătatea, răbdarea, smerenia, dărnicia, înțelepciunea sa de adevărat sfânt. Aș mai adăuga și faptul, în anii 90, aproximativ 5 ani, am ocupat o funcție de conducere în Ascol București și părintele fiind, am insistat, a acceptat să vorbească de două ori, doar atât de două ori, deși am invitat de mult mai multe ori, de două ori în mijlocul studenților, odată despre rugăciune, conferința aceasta din 96 și după aceea, în 1999, când deja a început să apară probleme foarte mari de sănătate, ne-am mai vorbit și despre smerenie, lucruri într-adevăr foarte frumoase. Și o experiență personală, cât am fost în conducerea scorului, binecuvântările care le primeam de la Părintele Sofian, era ceva extraordinar. Adică chiar am simțit ce înseamnă să primești binecuvântare de la un om după inima lui Dumnezeu. Atâta timp când aveai binecuvântarea Părintele Sofian, nu se puntea întâmpla nimic rău, orice ar fi zis cei din jur. Mă gândeam cum apar în viețile Sfinților cu diversi conducători care se grăbeau primul să ia binecuvântarea de la un sfânt, că știau că dacă vor avea binecuvântarea, vor câștiga o bătălie. Cam asta a fost ceva de genul acesta, a fost și experiența mea, plus că a influențat foarte mult viața celor care eram în Ascol București atunci în anii 90, dar ce este interesant, fără ca să ne dăm seama. Nici părintele nu și-a propus, nici noi nu ne-am dat seama, dar a transmis ceva duhovnicesc grupul acela de tine care am în anii 90, dar abia după ani de zile ne-am dat seama de această influență. Este un specific al felului cum lucra Părintele Sofian, cum spuneau și alții, vorbea prin alții. Era undeva în spate, dar în realitate duhovnicește el susținea totul. Și ne-am scos și o vedere cu Părintele Sofian. Și în încheiere aș vrea să vă citesc puțin în textul acesta care e pe spatele vederii. Tot așa l-am pus, fiindcă este foarte frumos, așa, încurajator. Și spune așa Părintele: acesta este poate mare câștig al rugăciunii inimii. Simți că nu mai ești în lumea asta ca într-un pustiu. Cineva te ocrotește, te însuțește necontenit. Ești în brațele Lui, simți iubirea Lui. Totul depinde de hărnicia noastră. Și ai să vezi că rugându-te mai mult îți vine în suflet un dor, o dragoste pentru rugăciune. Dacă a trecut o zi și nu te-ai rugat, te apasă ceva dureros, te consumă ceva, te doare. Și încă ceva, ca să poți progresa în această rugăciune, ai nevoie de spovedanie când mai deasă. Este esențial. Când îl ai pe Dumnezeu, ai să vezi cât de ușor poți să suporți totul. Necazuri vor fi, dar cu Dumnezeu în inimă suporți totul mult mai ușor. Știi că ești în mâna lui Dumnezeu și nu te mai temi de nimic, nu te mai tulburi de nimic. Știi cum să te porți cu un dușman, știi cum să te porți într-o pagubă sau într-un cataclism. Când alegi rugăciunea înainte de toate, ceea ce nu ai reușit să faci într-un an se rezolvă parcă în 5 minute. Totul se rezolvă dacă Dumnezeu este în inimă, dacă dobândim iubirea. Cu cât trec anii, părerea mea este că se descoperă tot mai mult personalitatea Părintelui Sofian. Eu am strâns măturile din această carte și eu mi-am dat seama că lucrarea de vindecare a Părintelui a fost mult mai profundă decât bănuim noi, de vindecarea sufletului, decât bănuim cei mai mulți dintre noi și mult mai amplă. Peceta aceasta trăind Duhul Hristos, cred că o regăsim la mulți dintre membrii acestei mișcări a Rugului Aprins. Și aș mai îndrăzni să adaug că acești părinți care merg în mod autentic pe linia aceasta isihastă, trăirea în Duhul Hristos, trăirea în Duhul Ortodoxiei, nu neapar și părinți, pot să fie și mireni, normal, reprezintă, aș spune eu, taina rezistenței spirituale a românilor în istorie. Înțelegeți? Adică este așa ca o osatură mai puțin vizibilă care a ținut acest neam.
Și calea aceasta și cartea aceasta cred că ne pot da multe soluții ce să facem în continuare, noi românii, ca să rezistăm, să ne simțim împliniți sufletește. Cam atâta.